Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Torino Web Știri. Începem cu informațiile meteo. Vremea de astăzi, vineri, 18 martie, devine frumoasă și cerul se înseninează, deci ne putem aștepta în această săptămână la un weekend cu soare. În deschiderea agendei culturale de astăzi, îl avem pe George Topârceanu, unul dintre poeții români marcanți din secolul nostru, a căror personalitate lirică s-a conturat înainte de primul război mondial. Și deoarece mâine, 21 martie, se împlinesc 125 de ani de la nașterea poetului, dorim să vă propunem să ascultați poezia Toamna în parc, recitată de către artistul român Toma Caragiu. O spun o poezie a lui Topârceanu, scurtă și bună. Cad grăbite pe aleea parcului cu flori albastre, frunze moarte, vorba aceea ca iluziile noastre. Prin lumina estompată de mătasea unui nor visătoare, trece o fată cu un plotoner major. Rumen de timiditate, el se uită în jos, posac. Ia, strivește foi uscate, sub pantofii mici de lac. Și într-o fină discordanță cu priveliștea sonoră, merg așa, cam la distanță, el major și ea minoră. Torino fiind reconfirmată capitala ciocolății, ediția a fost anticipată deja de ieri în ocazia manifestării Unirii Italiei. În piața Vittorio Veneto vă așteaptă ediția extraordinară Emile di Cioccolato, care a realizat o Italie din ciocolată, care are lungimea de 13 metri și greutatea de 14 tone. Și alte 1000 de tipuri de ciocolată italiană vor putea fi găsite alături de opera deschisă mai sus. Dorim să vă reamintim că astăzi, de la orele 18:30, la Galeria Aripa, în Via Bertola, va avea loc inaugurarea expoziției Apocalipse Oggi, expoziție forum îngrijită de Silvana Nota și Mariana Papără. Intrarea este liberă. Mai multe informații despre program și artiști le puteți găsi pe portalul nostru. Asociațiile Ovidiu și Mecanice Artistice, în colaborare cu Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța, îi invită pe iubitorii de teatru la vizionarea a două spectacole. Otello, dove sono le tue mutande, în limba italiană, joi, 24 martie, și Plata Birului, în limba română, vineri, 25 martie. Proiectul își propune să încurajeze pe tinerii actori constanțeni aflați în pragul examenului de licență, precum și de a dărui jucării copiilor aflați în orfelinatele constanțene. Cei care mai doresc să se înscrie la concursul culinar Sfântul Eufrosin Bucătarul, care va avea loc duminică, 27 martie, mai au timp până în 20 martie. Mai multe informații cu privire la înscriere și la meniul care va trebui să fie pregătit le puteți găsi pe portalul nostru. Și acum, doamnelor și domnilor, nu vă lăsăm înainte de a vă oferi un fragment din comedia lui Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă, dat faptului că premiera filmului a avut loc în urmă cu 68 de ani. Chiar dacă nu suntem în posesul versiunii vechi al filmului, vă propunem o versiune mai recentă, cea din 1984, care este la fel de excepțională. Fragmentul este interpretat de regretații Octavian Cotescu și Mitică Popescu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Vă urăm toate cele bune și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. La revedere și pe săptămâna viitoare. Octavian Cotescu și Mitică Popescu în O noapte furtunoasă. Stai, înțeles că acum vine un ce și mai tare. A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă. Păi știi că și-aici lovește bine? Păi da, cine mănâncă poporul să meargă la crimea? Păi apoi de ce scrie el, Sirea? Bine, uite că-mi place. Ba putem zice chiar o crimă,
Nu orice s-ar zice și orice s-ar face cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelor acepulerișurare, se intitulează sistematic și opoziție. I-am fundat. Nu! În van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea chiarifica. Chiarifica ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea ul sufragii universale. Adică de cum vine vorba asta? Înțeleg. Poate în ciocoi. Unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Păi știi. Masă, sufragiu. Acum eu înțeleg unde bate vorba lui. Ei, bravo, poți, domnule, zi înainte.